Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un episod din Forza Horizon 4 cu un M5 F10 2012 de 500 de cai putere, aproximativ 500 plus. Foarte, foarte, foarte frumos și în interior. Așa că haide să trecem la episod. Nu uitați să dați și voi acolo multe, multe, multe like-uri dacă mai vreți episoade din Forza Horizon 4 cu diferite mașini. Nu uitați să mă lăsați în comentarii cu ce mașini ați vrea voi să facem video. Și, na, dacă aveți Forza Horizon și vreți să jucați cu mine să filmăm un episod sau mai știu eu ce, mă puteți lăsa în comentarii și eu o să vă răspund numai decât. Nu s-ar spune, vine mașina, nu vine nimeni, este un F10, un M5 mai bine spus, F10, da, să mergem. Tunat așa puțin, o evacuare, la motor nu i-am făcut nimic. Am dat niște kilograme jos din ea, i-am dat boxele jos și mai știu eu ce. Așa să o facem puțin mai ușoară, nu mare lucru. Dar totuși pentru 500 de cai ei nu fuge chiar așa, dar e fix ce trebuie. Nici n-am vrut să fug așa de mult, am vrut să fac mai real life, știi ce zic? Centrul trecut, care nu se mai pe pe piese, ca să zic, așa o să schimb piesele și nimic mai mult. Dar da, hai să vedem și pe ăsta, pe ăla cu Duba. O să facem un episod în care o să livrăm niște colete. Nu, o să livrăm. O să vedeți voi, cu niște tiruri, cu niște dube, o să fie destul de făinuț, zic eu. Dar până atunci o să ne mai primăm puțin cu M5-ul ăsta. Da, și între timp vreau să vă mai spun, mă gândisem să fac o serie numită Mașinile YouTuberilor în Forza Horizon 4. Voi ce părere aveți? Mi s-ar părea o idee bună? Nu. Chiar sunt curios de părerea voastră. Pentru că, na, mi s-a părut interesantă ideea și nu știu dacă a mai făcut cineva lucrul ăsta, dar, na, de exemplu F10-le ăsta, îl are și Bogdan Abere. Și ar fi destul de interesant să-l fac aproximativ ca lui, vă dați seama că nu pot să-l fac chiar, chiar pentru că nu pot să schimb bări și chestii. Culoarea aș putea să o fac, jantele, și cam atât, cred. A treia la 150, vedeți? Îi dăm și X6 lui Dorian, pentru că este în joc X6M. Na, ar fi multe mașini de făcut ale YouTuberilor, ca să zic așa. Chiar dacă nu o să arate chiar, chiar ca ale lor, o să fie ceva aproximativ la fel. Și mă gândesc că, na, ar fi o idee bună care ar prinde oarecum. Să lăsați în comentarii dacă vi s-ar părea o idee bună de serie. Chiar sunt curios de părerea voastră. Poate să fac chestia asta pe viitor, o să mă mai gândesc. Vreau să văd ce spune și voi și... Se duce destul de frumos, uite, până la 200 chiar se duce frumos. Mi-ar fi plăcut să am bordul acela mai... bordul acela digital, dacă știți ce zic. Nu că asta ar fi urât, dar... Măcar dacă mi-ar da consumul, era mult mai fain sau... Câți kilometri mai parcurs. Era interesant să poți băga și combustibil în mașini. Dar dacă atât s-a putut, atât s-a putut. Hai să mai și așa din exterior, pentru că mi-a spus că multora dintre voi am văzut că le place mai mult așa din exterior, nu știu de ce. Așa că o să mai conducem și așa din exterior. Frumos negru, jante negre, știi ce zic. Mai am și unul gri, acel la fel, doar că e făcut de viteză, ca să zic așa. Asta mi-a făcut așa mai real life, știi ce zic. Chiar dacă are 500 de cai, în jocul ăsta 500 de cai nu înseamnă 500 de cai, ca să zic așa. Dar, mă rog. Mie chiar îmi place. Și îmi place și cum merge, și cum arată, și ce vreți voi. Ia uite, ce frumos. Ar fi fost interesant să pot să schimb bara pe față, pentru că nu prea îmi place. Dar e ok și așa. O să-i pun o grilă sport, hop, cu gropițe, cu tot ce vrei. Uite cum face volanul, băi, băiatule. Uite, o apiță. Un râu, ce-i asta? Aici se murdărește nebună. Uite ce frumos e aici și lângă apiță, tot, tot, tot. Și gărdulețul ăsta dă foarte bine aici. Adică, na, niște detalii destul de micuțe care contează, știi ce zic? Uite, putem să o luăm și pe aici, aparent. Hai că eu plec cu a doua de pe loc. Să vedem cum e aici, așa frumos. Mergem puțin să ne spălăm puțin jantele. Chiar dacă o să se murdărească înapoi, nu e problema. Ia uite, mă. O spălăm. Nu se mai aude nimic, zici că e electrică. Bine, am văzut că oricum
F10-urile astea, seria 5-urile astea sunt destul de bine insonorizate, adică cel puțin dinăuntru la 30-40 la oră nu se aude mare lucru. Un lucru care îmi place oarecum. Destul de interesant. Uite, cred că n-am fost cu ultima. Arată cu roșu drumul ăsta, deci nu cred că am fost. Sau dacă am fost, chiar nu contează, chiar e frumos. Ia să urcăm noi frumos pe aici și adâmbul ăsta cu seria 5, 530, probabil. N-am de unde să știu. Uite, frumos, uite acolo așa o potecă. Ok, zic că e o mică potecă pe aici, o luăm prin buruieni. Nu-i problema. Uite un balon cu aer ca LOL, nici nu știam că există. Se vede destul de bine, bine, puțin murdar, dar vedem și în oglindă tot ce trebuie, uitați-vă și voi. Am dat grafica puțin mai jos pentru a avea o calitate mai bună pe video, adică să nu fie scăderi de FPS-uri și chestii. Pentru că îmi scade destul de mult, 10-15 FPS-uri scade, știi ce zic, când filmez și e destul de nasol pentru voi să vedeți, nu știu, 55 de FPS-uri un video. Bine, chiar dacă îl randez în 60, na, nu e același lucru. Uite, acum avem 65 de FPS-uri, normal ar fi trebuit să am 75. Cam așa, dacă nu filmam. 75-80. E destul de bine optimizat Forza-ul, dar nu prea se înțelege cu OBS-ul, dacă știi ce zic. Cei care filmați și aveți Forza și așa știți de la ce mă refer. Îi dau puțin în gură. Ok. Nu vine nimeni, frumos. Să mergem să facem și o cursă. Pentru că, de ce nu, o să opresc puțin aici, pe stânga, cum s-ar spune. Și cu ea, fără niciun stres. Uite, s-a și curățat între timp. Și pe asta frumos. Hai că nici nu m-am băgat în depășire într-o curbă. Bine, chiar dacă nu era linie continuă, trebuia să fie probabil că n-am. E o curbă destul de periculoasă, zice. Noi probabil am depășit eu în Forza și pe poduri, apoi în curbe. Nu mai e nimic, dacă depășești în curbe, am depășit și pe poduri și... Mă rog. Nu deranjează pe nimeni lucrul ăsta. Hai să vedem unde e cursa. Un kilometru aproximativ, 700 de metri, 500. 4, 3, 2, 1 și... Am ajuns aproape. Punem și noi filmul așa, câte puțin, câte puțin. Ce facem cu mașinuța asta? O cursă nouă? N-am mai făcut-o pe asta, am dat cutia pe automat să nu mai schimb eu, să ne fie un pic mai ușor. Hai să vedem dacă facem treaba cu mașina asta. Pentru că băieții au Audi-uri, TT-uri, chestii, prostii nebune, TTS-uri sau nu știu ce sunt astea, uite, un Ford, un Forduleț. Tântărăm, 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 tântărăm. Da, mă, se menține bine și mașinuța asta, n-aveți ce zice. Încet, încet. Hai că tăiem aici frumos sensul. La cum v-am obișnuit deja. Ok. Așa. Perfect. Ia uitați mașinuța, uite ce am făcut eu. Ia uite, am zis că un seria 7, dacă te uiți așa un pic. Ar fi fost interesant să bage și seria 7-le la nou în Forza, dar cine știe, poate să-l bage. 290, 300, 300. 300 prinde mașința asta, fix ce trebuie. Ia uite, cum se vede și de pe capotă, destul de frumos, zic eu. Îmi place. Ok, hai să o luăm pe aici frumos. 200 între a 5-a, ok.
scapă de la volan, mai și mai chiar zic eu. Adică parcă simți altfel mașina, știi ce zic, și știi cum să iei curbele, știi. Na, dar fiecare cum îi place, știi, spune. Trece să tai eu puțin drumul. Pentru că putem, cred. Sper că nu trebuiască să... Ok, n-a trebuit să iau niciun checkpoint. Deci am făcut fix ceea ce trebuia. Bă, sincer, destul de lungă cursa asta. Deci mă pun opri să dau și o cafea până vin ei. După ce termin level-ul ăsta. Ok, op, 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 încet. Ok. Bă, destul de lung level-ul ăsta. Deja avem 5 minute. Și tot nu am terminat. Da, mă rog, e interesant traseul, n-ave ce zice, ne ia peste tot și prin pădure și pe... Și e și porțiune dreaptă unde prins ceva viteză, dar sunt destul de multe curbe din astea unde trebuie să mai ieși un cepin aici, sau cel puțin să iei piciorul de pe accelerație. Ok, uite cum ar fi aici. Dacă acceleram, mă duceam prin căsuța aia și vedeam ce are prin ea, furam ceva din căsuță. Hai că furam zidul, dacă e. Uite altă porțiune de sub de dreapta, am ajuns și la Horizon ceva, festival, cred. Aici mai scap ceva pe PS-urile, dar sper să fie ok, să nu fie ceva problemă. Ok, o mică frână aici. Una mică, așa. Hop. Pop, am intrat puțin în boschet, băieți, nicio problemă la reconfigurare traseu. Pop, am intrat din nou în boschet de reconfigurare traseu. Ați deviat de la traseu. Reconfigurăm. Ioana, de pe Eurotrack. Ne spunem aici o frână, dar e mai frână, ok. Și aici ar trebui să facem la fel, să facem așa un drift. Nu facem drift. Opa, băiată. A, mă, că a mers și driftul ăsta, n-aveți ce zice. Mergem puțin pe dreapta. Bă, băieți, cam ăsta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și vă acolo un like și un subscribe. Dacă mai vreți episoare și, na, lăsați-mi în comentarii cu ce mașini ați vrea voi să mai filmăm. Și ce ați vrea voi să facem. Să le tunăm, să le facem pe video, să-mi spuneți în comentarii. Până data viitoare, eu am fost Madalin, așa că o să continui cursa eu, că văd că vin băieții și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!